aș vrea să îți împărtășesc gândul și starea care a guvernat această primă parte a activității dedicate bunicilor din Apuseni de la început și până când am dus ultimul pachet cu daruri de la tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea. Iar tot ce pot să spun este doar atât. Mulțumesc! Ne-ai arătat că, pentru tine, să stai bucuros la masa de sărbători înseamnă să dăruiești și să împarți cu cel de lângă tine. Și e bine, și e frumos, și e curat, acolo în sufletul tău, pentru că altfel nu se poate. Noi ne-am făcut mesagerii bucuriei darului tău, cu care ne-ai copleșit, pentru că ai vrut ca de pe masa fratelui tău de sărbători să nu lipsească ceva. Pe zi ce trecea, ne simțeam din ce în ce mai responsabili, văzând bucuria cu care inima te îndeamnă să dăruiești. Ne-am deschis și noi inimile, mai mult și mai mult, și n-am putut decât să îl rugăm pe Dumnezeu și pe Maica Domnului așa: trimite-ne acolo unde știți că este nevoie și acolo ne vom duce. Și ne-a trimis. Și ne-am dus. Și am poposit în comuna Bistra, una dintre cele mai întinse comune ale țării noastre. Ne-am dus mai întâi conștiincioși să aflăm care sunt nevoile reale, greutățile cu care se confruntă oamenii din munte și să încercăm să răspundem cât mai concret nevoilor lor. I-am aflat singuri și departe de lumea pe care o cunoaștem noi, acolo unde dorințele sunt modeste. Cu greu am aflat că dacă unul dintre ei are o bucată de pâine, spune că are tot ce-i trebuiește. Și ne îndemnau să-i căutăm pe cei care nu au. Cu greu am aflat că ar mai fi nevoie și de cizme și de pelerine de ploaie, să îi protejeze de umezeala sezonului rece și de mânuși și de alte câteva mărunțișuri. Aceste lucruri ne-a fost foarte ușor să le cumpărăm din darul pe care l-ai lăsat în contul deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia. Și cu inimile pline de bucurie și cu mașinile încărcate de darurile tale, am pornit la drum. Câți ani aveți? 92. Oh, Doamne, mulțumesc! A trecut anica vântul. Viața cum v-a fost? Da, greu a fost, că el a murit, a trăit numai 40 ani la oaltă. Și el a murit când a avut 40 ani. La 40 ani m-a lăsat pe mine, cu 7 copii. Da. Și copii? Da, greu a fost. Și acum mai greu, dacă așa. Ce să fac? N-am ce face, dacă ele nu prea vin, că ăsta angajate și mai mult ăsta singură. E singură și scravă și vai de mine. Casa asta. Casa e. De când-i? Ho, trecută de 100 de ani.
Ei făcută e cropă de al și de acolo vodă sau ce, vă spartă. E mult. Și dumitale, toată viața ai stat aici? Ba, cropă de al înainte a stat, da. Făceai o spartă și mai băga lemn și a făcut tot și că nu mai puteam ieși pe acolo pe deal. Uh-huh. E, da, că suntem aici de mult. Eu, asta e trecută de 100 de ani. A fost prima dată graștă. Aici a fost poiată și îngropă ușură. Și pe o spart și v-a dus aici și din două a făcut căsucele astea. Uh-huh. E, da, că e. Vin colindătorii pe aici? Nu, gura, nici nu mai umblă. Nu mai umblă ca de alții, nu, dragă. Noi vă colindăm acum pe dumneavoastră și v-am adus și niște daruri. Poate nu știu, dragă. Până acum nu, eu m-au ajutat. Nu te ajută că s-o mirui. Mai sunt și buni. Mai sunt și buni, mai, da. Mai rar. Dragă-i voi. Da, ce se face? V-am adus câte ceva de mâncare? Eu cred, dragă, sunteți cu Dani la Doamne, Doamne. A venit de la Moș Crăciun. Dumneavoastră ați fost atunci cu Doamne. Da. Noi am venit cu părintele. Dar sunteți de aceea din sare, mi-ai venit cunoscută. De la Alba. Nu că am fost modelul meu în sănătate să vă duceți pe unii vă trimit. Mulțumim, sănătate să aveți și dumneavoastră. Oh, acum la 88 de ani? Cât se poate. Lasă-mă, domnită dragă, că nici de copții n-am avut noroc să fie sănătoși. Îți bolnăvi ori copii? Da, am fata aia mare, dragă, născută. Nu mai știu că a fost. Ei, e de 60 de ani, de 70. Și la Alba Iuliană, de asta o pățâncă norocit, de tânără. E o oață lungă și de astea cum o spă lumea asta. Oh. E triză și... Dar am uitat. Am stricat casa și ne-am dus în căsuța aceea aproape de tante aia. Acolo ne-au lăsat o verișori. Acolo ne-am ținut până o construită, care am avut-o, dragă de el. Când o trăie și socrul meu, cu greutăță trăită înainte, tăt. Și tata meu, și ei, și... Vine și ne-a strâns Dumnezeu cu muzeași de el la mână, ăsta așa cu el. Păi noi am întâi cu omul. Sânguri numai ca sasă-i, sânguri. Și numai cu hainele pe noi, domnii sărale. Și de câți ani sunteți singură? Când a murit soțul? Da... La 1 mai, e 3 ani. S-a gelat așa. Dar am scris o bucătită, dacă nici nu vă răgăsoar, betila, bătrână, ce să vă mai spun, ce murătă? Bucuria când vine și eu v-aș mă vede. Și-o mă rog bună. Cine vă ajută aici? Vecinii? Dumnezeu, tărău. Vă mulțumesc mult de tău de la Dumnezeu pentru ajutorul care l-ați primit pentru mine, pentru bătrânății, la mă și oameni. Să mă dea Dumnezeu sănătate, să trăiți ani cât de mult, dar sănătoși. Și vă mulțumesc foarte mult că n-ați uitat și de mine.
Dumnezeu. Și uite așa ne trece timpul. E greu aici. Foarte greu. Foarte, foarte greu. E greu, că dacă nici nu ai pensie... Noi așa am căutat să venim anul ăsta să colindăm... Vă mulțumesc! Bunicii din Apuseni. Și... Nici nu mă aștept. Gândul nostru ăsta a fost să ajungem acolo unde e nevoie. Doamne, am făcut o campanie și ascultătorii postului nostru de radio, Radio al Arhiepiscopiei de Alba Iulia, ne-au trimis tot felul de daruri, de bunătăți și așa. Și noi le-am împărțit și încercăm să le distribuim. Mesagerii. Și vă mulțumesc și tuturor și Doamne, Zău să vă dea sănătate și la... Mulțumim, la fel. Multă sănătate și dumneavoastră. Să aveți parte de sănătate și de putere. Realitatea concretă de la fața locului ne-a făcut să ne schimbăm puțin planurile, fără însă să schimbăm scopul, acela de a dărui. Ne-au fost aduse în atenție și câteva cazuri de familii binecuvântate cu copilași frumoși și cu minți, care s-ar bucura să trecem și pe la ei și să îi colindăm. Nu ne-am așteptat la asta și ne-am întrebat ce să facem. N-a durat mult cumpăna, căci ni s-au deschis inima și mintea și ne-am amintit că dacă am rugat-o pe Maica Domnului să ne trimită, iar ea ne-a trimis aici, s-a risipit orice formă de îndoială. Alexandru ne-a impresionat atunci când l-am vizitat și mai ales atunci când l-am întrebat ce își dorește să primească de Crăciun. Ne-a răspuns fără să ezite, un șevalet. E un băiat cu minte și silitor, iar mama lui e foarte mândră de el. Asta îi ajută să treacă mai ușor peste încercările din familia lor. Ce vrei tu să pictezi cu șevalet? Pe șevalet? Orice. Orice. Să pictezi? Da. O, domnul părinte, și învață foarte bine și... Da. Această întâlnire a fost confirmarea că nu noi am ales locul și nici oamenii, ci noi, împreună cu tine, am fost cei aleși și trimiși, iar întâlnirile următoare au întărit deplin acest sentiment. Mai avem de circulat. Că mai avem copii de vizitat, asta e pentru tine. De la Moș Crăciun, când ne-am întâlnit cu el, și este aici asta o fetiță cu minte. Să-i aducem. Foarte cu minte, cum merge și la grădiniță. Așa, cum îl cheamă pe cățel? Mi-a pus nume Pufi. Pufi, bravo! Da, ascultătorii noștri au venit tare cu ce și ne-am adus. Trei fetițe, trei prințesuri și aveți o prezență cu dulciuri. Vă trimis cu și Crăciun, ne-am întâlnit cu el, era mergăș. Vă zic că să vi le dau vouă. Ne spuneți și cum vă numiți voi. Andreea. Și Ioana. Andreea, Maria și Ioana. Voi mergeți cu colindul, mergeți la colindat. Născut pe pământ și ne-a izbăvit.
te cântăm, te slăvim, Iisus, bine ai venit. În noaptea rece de iarnă, florile de mărânt, Maica Domnului sărman, flor de mărânt. Ciucuri verde de mătasă, slobozâne gazdă în casă, ai la la la, ca afară plouă de vasă, ai la 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 la, la ca afară plouă de vasă. Cum se numesc ei, băieții? Asta e Ioan Alexandru, deci Ioan Alexandru și ale Constantin Nicola. Constantin Nicola, ce nume frumos. E greu așa de unul singur. Puteți să lucrați undeva? Nu. Nu puteți să lăsați. N-are cine să ascultă, să vină numai o soră ce vine la mine, e mă mai ajută, mai cumpără fie ceva ce... N-are ascult ce e la nu, am luat în piață, urmă, 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 la barză, am un bis, am o soră ce pe salaj, am o soră. De când am vrut. Și la chestile, am trecut în februarie, că am vrut să februarie, mi-au ars chestile, mi s-au aprins chestile la cupă. Nu sunt. Ce surse de venit aveți? E la primărie și unde este de handicapat. S-a angajat ca asistent personal. În final, vrem să împărtășim cu tine gândul că acest material este strict bucuria unei mărturisiri despre cât bine ne-a făcut nouă Dumnezeu. Pentru că în toată această primă campanie nu am avut niciodată sentimentul că avem vreun merit, iar cei care au primit, de fapt, suntem noi. Am primit mângâiere, am primit binecuvântare, am primit bucurie, am primit ceva din starea de bine este nouă să fim aici, de care vorbea cândva Sfântul Apostol Petru. Iar pentru că vrem să rămânem în această stare, împreună cu tine, ascultătorule și urmăritorule drag, ne-am gândit să continuăm această campanie, să continuăm să vizităm împreună bunicii din Apuseni și să avem inima deschisă, bucuroasă și darnică. Vă mulțumim tuturor celor care ați dăruit, tuturor celor care ați vrut să dăruiți și din diferite pricini nu ați reușit. Vă mulțumim că ne-ați purtat și ne purtați în gând și în rugăciune, că ne-ați investit cu încrederea că ducem darul dumneavoastră exact acolo unde este nevoie. Și vă mulțumim că ne ascultați în fiecare zi. Mulțumiri speciale adresăm părintelui paroh Adrian Waida din Bistra, domnului primar Traian Gligor și domnului Gheorghe Muntea, care ne-au ajutat să identificăm casele pregătite să primească daruri și care apoi ne-au ajutat să le distribuim, punându-ne la dispoziție mașinile de teren, timpul și brațele. Acum nu ne rămâne decât să vă dorim tuturor să aveți un an binecuvântat.